Bună, dragilor! Am ieșit cu Darko la plimbare în ziua de Revelion. Am ales locația asta pentru că mi-a plăcut foarte mult atunci când am fost cu el la doctor, de i-a făcut injecție și mi-a plăcut foarte mult și cum se vede podul ăla și zona, așa, cum e pe acolo. Mi-a plăcut foarte mult de la noi de aici, cam o jumătate de oră am făcut până acolo. Și mai ne plimbăm și mai ne plimbăm și prin centru și o să ne retragem acasă. Că inițial noi plănuisem să mergem în Londra, dar din cauza defecțiunii tehnice n-am mai putut să mai plecăm, am amânat. Și am decis să rămânem acasă. Treaba e că îmi pare rău că nu a nins și la noi, să avem și noi zăpadă așa ca lumea de Revelion. Ce vreau să vă spun, câțiva prieteni de mei care îmi sunt dragi de pe YouTube au postat cum a nins la ei și câtă zăpadă s-a pus și m-am gândit cu Darko să ne îmbrăcăm bine, să ne echipăm și să mergem la ei. Ne primiți? Ne primesc, că sunt băieți de treabă. Sunt băieți de treabă. Foarte frumos la ei acolo, pomii plini de zăpadă și cum e la ei acolo, mi-a plăcut foarte mult, foarte mult. Și vreau de aici, de la plimbare, să vă invit la mine acasă, să ciocnim ceva, să mâncăm ceva, să ne luăm la revedere pe anul acesta și să ne auzim cu bine. Și vreau să-mi spuneți și mie unde faceți Revelionul. Dacă faceți acasă, plecați pe undeva, m-a întrebat odată ca să vedem dacă îmi răspunde cineva. Dar sunt foarte fericită că sunt cu voi, că sunteți alături de noi și ne susțineți și vă mulțumim din suflet că pentru tot. Și vă iubim. La revedere! Dragilor, bună ziua! Sunteți bine? Am venit acasă de la plimbare și am zis să filmez un pic. Stai aici, Darko. Darko, e posibil să nu stea cu noi. El mai fuge prin casă, mai... Dar am vrut neapărat să vă servesc și pe voi cu... Am făcut niște plăcințele în formă de spirală. Le-am dat o formă așa mai specifică. Mie îmi plac foarte mult. Nu le fac chiar foarte des, dar îmi place, mai ales de sărbători, îmi place să fac. Și salata de beof, tot așa am făcut-o, cu gândul că vă servesc și pe voi acum de Revelion și mie îmi place foarte mult salata de beof, sunt nebunită. Și să vă spun de ce am pus vaza pe masă. Am primit-o cadou de ziua mea și neavând flori, m-am gândit, mai ia să o pun eu pe masă, totuși. Oare cine mi-o trimite și mie o floare să pun în vază dintre voi? Sunt foarte curioasă și m-aș bucura tare mult dacă mi-ați trimite și mie o floare să pun și eu în vaza mea. Dar cum? Ia vină mamă! Ia vină la mama! Este filmezi și pe tine, nu numai pe mine. Haide, mămica! Nu vrea să vină. A zis că lui nu-i place nici salata de beof, nici plăcintele, aici are niște recompense, i-am făcut și lui, stai, Darko, cu minte, i-am făcut și lui niște copane la cuptor, să mănânce și el. Da, iubitul meu, haide, stai și tu, se vadă și pe tine, prietenii noștri, da? Da, iubitul meu, îți mai dau una și gata, da? Uite. Hai, stai aici și mănâncă aici. Deci fuge. Nu vrea să stea lângă mine, sub nicio formă. Ce să vă spun? Anul ăsta a fost așa și așa, dar de când mi-am făcut YouTube-ul și ați fost alături de mine, am fost foarte fericită și sunt fericită și îmi pare bine că am apucat anul nou cu voi și sper că și la anul și sper că mulți ani sau cine știe, dar îmi pare bine că sunteți alături de mine și ați fost mereu și vă mulțumesc din toată inima. De-aia v-am și invitat la mine acasă, să bem un pahar de Fanta, să
să mâncăm o prăjiturică și să vă spun la mulți ani și un nou an mai bun, să fie mai bun și mai fericit ca ăsta de acum și să treacă odată pandemia, să pot să mă duc și eu în România, măcar în vacanță, în mine să plâng, așa? Da, mămica mea, o să mergem, da? Așa am emoții, cu toate că nu am emoții așa de că am auții de România, dar în rest pot să spun că sunt ok, așa. Nici nu știu ce să vă zic, așa. Am obosit. Sunt așa emoționat de nu mai pot. Darko nu stă cu minte, filmează-l un pic și pe el, să-l vadă lumea ce figuri face. Da, iubitul meu, zile și tu la mulți ani, un an mai bun. Da, iubitul meu, hai, vorbește și tu cu prietenii noștri. Așa. Dragii mei, ce pot să vă spun? Sper să ne vedem în anul următor cât de curând. Stai, dar cu minte. Nu lasă cameramanul să filmeze, îl mușcă de picioare. Dar că o fi cu minte. Deci îmi vine să râd că dacă l-ați vedea ce face, îl trage de picioare, îi trage de pantaloni, nu îl lasă să filmeze. Deci e foarte năzdrăvan. Și ce pot să vă spun? Așa e Darko. Îl știți cum este, stă cu burta în sus, n-are nicio treabă. Dragii mei, uitați-l. Deci nu-l interesează absolut nimic. S-a potolit un pic. Zice, ce-o vorbi mama acolo? Atâta nu pot să-mi dau seama că mami nu s-a filmat până acum și acum stă numai să se filmeze. Da, dragilor, la mulți ani și nou un an mai bun și mai fericit. Vă doresc multă sănătate și să fie foarte bun anul care vine, să scăpăm odată de pandemia asta, că m-am săturat de nu mai pot de ea. Știu că unii sunteți cu vaccinul, unii nu, dar nu vorbim despre așa ceva pentru că nu-mi place, nu mi-a plăcut să vorbesc despre politică sau despre chestii de-astea așa. Nu mi-a plăcut, nu știu, le țin pentru mine, părerile mele, ideile mele, nu? Darko? Darko? Deci acum l-a apucat iar îl trage de picioare, e cu gura deschisă, nu stă deloc cu minte. Hai, mamă, joacă-te! Joacă-te și tu, mămică! Haide, mamă! Bine, îl știți pe el că el este un cățel foarte cu minte. Ce? Da, am zis că e foarte cu minte. Ce vi s-a părut așa? Mi s-a părut că v-ați scos limba la el. Da, ce pot să vă spun? Îmi pare rău că n-am avut și eu zăpadă de Revelion. Să mă joc și cu Darko în zăpadă, să ne alergăm. Asta este. Vom vedea la anul. Da, ce pot să vă spun? Vă iubesc și vă pup și îmi sunteți foarte dragi. Un an nou fericit. La mulți ani, dragilor. Vă pup cu mare drag.